Mai și bine v-am găsit la un nou episod. Acum sunt în grădina botanică și o, nu știu, o să fac partea a patra. Ia să vedem ce scrie aici. Alea castani. Alea castanilor. Deci uitați ce talea în spate. Și hai să coborim și pe aici să vedem ce e. Cobor eu acum să văd ce e pe aici. Ia să vedem pe aici. Așa. Bă, este o tot așa de privat. Deci o să merg până în față de tot și după aia o să mă întorc. Dar ce chestii faine până împrejur. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Îmi plac episoadele astea. Deci cred că ce fac acum n-am făcut pe canalul trecut. Deci eu pe canalul ăsta nu am făcut chestii faine, să spun așa, dar pe canalul trecut când am vrut să fac, atunci Cosmin Style v-am spus într-un episod, atunci am vrut să fac gaming, dar nu-mi salvau filmările și când vreau să mă uit, primam episodul, alea și după aia ziceam, hai bă să-l văd dacă să-l pun pe YouTube. Și nu merg, că mă uitam, era la video acolo sau în galerie și era un video acolo și mă uitam, nu e. Zic, de ce? Ziceam că poate de la telefon, dar nu. Ziceam că poate de la aplicație. Nu, era de la telefon. Nu știam ce are de a nu-mi salva. Mă tot uitam, eu filmam. Deci cred că aveam nu știu câte episoade filmate și vorbeam degeaba. Și nu știam, bă, de ce? Nu știam de ce. După aia mi-am dat seama, mi-a zis cineva, un prieten, și mi-a zis, bă, e din cauza telefonul tău că nu salvează. Și nu știam de ce. Până mi-a zis, bun, am aflat. Și zic, bă, o să-i șterg canalul. Am făcut pauză și m-am apucat de făcut vloguri. Acum am canalul acesta și m-am apucat de făcut vloguri. Deci îmi place mai mult canalul ăsta decât îl aveam înainte. Și înainte nu mă găsea nimeni. Întrebam la lume, nu mă găsea nimeni. Nu știu, uite, du-i mame la mine de zici ce aici, că sunt oameni care filmează. What the fuck? Trebuie să vedeți asta în direct, deci coborăm acum scările. Dar what the fuck is this? Uitați ce fântână, frate! Mamă! Ce vrea să te arunci? Uitați ce frumos e! Uitați ce mișto! Păi cum am venit? Ia uite! Foarte mișto! Vreau să fac promovare la doi prieteni. Abonați-vă la Reul și la Alex, șeful șefilor. Nu uitați să dai like, să dați like și acolo. Fac cei doi prieteni care m-am prezentat la canale, dar le-am făcut promovare. Fac gaming, dar fac și vloguri uneori. Deci, ce să mai vedem noi? Dar să te faci bani în chestia asta. Era foarte mișto. Bă, e faină. Sunt... Văd că sunt oameni la grădina botanică aici. Vă recomand să veniți, e foarte frumos. Aveți ce vedea. Nu ca mine. Plictiseală. Deci când am venit prima oară, ziceam, păi o să mă plictisesc. Și tot îmi spunea mie părinții, mamă, să vezi ce mișto o să fie când o să mergem. Da, bun. În mintea mea, da. O să mă uitesc să zici ce. Până m-am apucat, m-am gândit la episoade, zic să bă, să mai filmez și ceva pentru abonați. Le mulțumesc celor care s-au abonat, foarte mult. Vreau să... Eu filmez acum, vreau să fac un episod special, dar nu astăzi, în altă zi. În altă zi. Da. Și după aia vă explic eu ceva. Hai mai repede. Acum o să mergem. Deci înainte când mi-a zis mama mea înainte, bă, hai la grădina botanică. Și zic, nu, că o să mă plictisesc. Și până la momentul de față când am venit și m-am distrat și m-am gândit așa, bă, hai să fac niște episoade. Hai să fac un episod. Și m-am gândit, bă, hai să fac și episod pentru abonați, nu că nu fac nimic. Că poate făceam atunci la canalul trecut, dar deci cred că filmasem 2 episoade și aveam decât 2 videoclipuri și
două videoclipuri. Și avem 15 abonați, da, 15 abonați făcuți praf. Adică, îmi zicea, eu mai, eu ca să ia mai pe tine, spun la colegi, știi, de-aia, le spun la colegi de, fă de canalul meu și de-aia. Și aia să mă zic, și da, mi-a zis mama într-o zi, bă, ai la greta bota. În gândul meu, bă, mă plictisesc, n-am ce să fac. Și m-am gândit, pa, stai un pic, hai să fac și eu pentru abonații mei, să fac vloguri, să fac niște vloguri. Unde, deci, cred că mai avem. Și zic, mi-a luat vestea cu mine, că e cam frigut acum, a fost cald atunci. Și mă gândeam, eu zic, bă, nu ai la grădina botanică și mi-ai zis, bă, n-am ce să fac, o să mă plictisesc. Nu știam cum e, știi, adică dacă te duci undeva, nu știi cum e. Și poate unii sunt prieteni, mai vă spun, bă, am fost acolo, nu știu unde. Nu-i crezi. Și până te duci tu în momentul acolo, să vezi cum e, atunci crezi. Deci așa mi s-a întâmplat toată la școală, era un coleg și mi-a zis, bă, uite, am fost în grădina botanică și am văzut foarte multe specii de plante și eu, în gândul meu, zic, n-ai cum, frate. Bine, în gândea mea, în mintea mea știam decât plantele de aici, știam de plată, de trandafir, de lalele, etc. Și am atat, până am văzut planta carnivoră. Deci eu nu credeam că există planta aia, nici să cred. Mă uit pe net, caut plante carnivoră, plantă carnivoră și zic, mamă, zic, nu e, cred că e vrăjeală. Până am văzut. Bine, nu am văzut mare plantă, era pui, să spun așa. Era un pui. Și mă tot uitam, bă, nu e adevărat. Mă zic, pui, și foarte lol. Mai ales din, deci am văzut atâtea specii de plante, eu habar n-aveam că există, deci, mă jur. Am uitat pe tot pe Google, pe YouTube, și nu știam dacă există. Și până la urmă am văzut direct că există. Cum e să fac episoade pentru voi, că nu știu, poate vă place, poate nu, zic și eu așa. Sper să vă plac episoadele care le fac. Mulțumesc celor care s-au abonat la canal. Mulțumesc celor care s-au abonat la canal. Acum ne îndreptăm spre ieșire. Ne îndreptăm spre ieșire. A fost foarte frumos, adică, dar m-am gândit la episoade, m-am gândit la voi. Deci ce zic? Bă, am intrat prima oară, deci nu știam. Stăteam, mamă, ce o să fac? După aia, mai încolo, îmi venise idee. Bă, hai să fac pentru canalul meu acesta de YouTube, care s-au abonat, care v-ați abonat, și zic, bă, hai să fac niște vloguri. Și hai să fac și o vloguri, că poate nu mă credeți unii alții. Și foarte mișto aici, adică puteți să vedeți specii de plante pe care voi habar n-aveți că există. Mă scuzați, m-am bălbit un pic. Habar n-aveți că există, deci puteți să veniți aici. Foarte fain, ia uita și lalele aici. Nu știu dacă le prind. Ce pom! Lalele alea. Multicolore. Multicolore, foarte fain. Sunt aici e o grămadă lume. Aici n-am ce spune, e o grămadă lume, stați o secundă. E o grămadă lume. Deci o grămadă lume pe aici. Puteți să veniți în weekend. De-aia ne-am putut de ieșire. Cât am filmat? 9 minute. Hai că mai avem un pic. Mai avem un pic. Ia uitați și lalele aici frumos. Uitați cât de faine sunt. Mă place. Da, știu. Puteți să veniți familia. Eu o să stau un pic aici. S-o aștept pe a mea. Stau un pic aici. Ce să vedeți multe chestii. Am văzut niște pești. Deși aici la grădina botanică e un lac plin de pești, dar sunt așa portocalii, argintii, ceva gen, aproape. Mama, deci, m-am de 9 minute, de fapt, aproape de 10 minute. Ieșim din grădina botanică, adică ieșim din
să vă spun eu din... Ieșim de tot, pe poartă, cât am cuvântul, ieșim pe poartă și după aia încheie și eu episodul, dar sper să mă țină. Sper să se vadă episoadele cum trebuie. Mi-am spus că mi-a venit. N-am ce să zic. Mamă, chestii, frate. Eu apăr n-am văzut că uită așa ceva. Dacă te uit, nu uite acum ceva aici. Arată o chestie. Uită așa ceva. Mamă. Mamă, deci auziți acea pasăre. Nu știu cum se numește, dar îmi place cântecul ei. Ce de pitul ei. Auziți ce mișto. Ia auziți. Las că scrie sus acolo, mare grădina botanică, dar trebuie să mă apropii. Eu ies acum. Deci acum ies. Sunt pe poartă și sunt aici. Ies pe poartă. Bun, am ieșit. Vedeți, mare botanică. Bun, cam atunci cu acest episod. Eu am fost Cosmin, uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne revedem data viitoare. Pa, pa!